Bună ziua, bine v-am găsit la analiza euro-dolar bazată pe acțiunea prețului. Acesta a reușit ieri să atingă 1.3074, dar rămâne în zona dintre maximul de la 1.3133 și 1.2954-53. Limite impuse vineri, când a fost publicat NFP-ul, iar dolarul s-a apreciat destul de puternic. În cazul în care vom avea o închidere peste rezistența de la 1.3075, atunci vor crește șansele ca atât linia de trend cât și nivelul următor de rezistență să fie retestate. Nivelul ar fi 1.3133, mai sus 1.3165. Pe de altă parte, o infirmare a acestei lumânări mari de creștere, și anume o revenire în zona 1.3041, ar putea duce la o continuare a mișcării descendente până spre 1.3013 sau chiar 1.3000 în zona unui fost minim. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună în continuare.